Chiar așa, se fac emisiuni prin Zoom? Se folosește Zoom-ul, tehnologia în China? În absolut orice domeniu, evident, inclusiv pe televiziune, zona mass media, și o dezvoltare sau un exces de internet a fost după ce s-a declanșat conflictul. Pandemia. Nu neapărat și pandemia. În timpul pandemiei a fost folosit în principal pentru conferințele de presă. Au fost acreditați jurnaliști la Wuhan, locați în hoteluri desemnate, iar conferințele de presă se țineau jurnaliștii în camerele de hotel, iar oficialii în sală desemnată oficial. Prin Zoom. Asta. Iar după ce s-a după declanșarea războiului din Ucraina, corespondenții chinezi care sunt în zona de conflict folosesc în principal... Dar au relatări de la fața locului, că aici vin foarte puține informații. Au, în Rusia sau în Bakhmut, Ucraina? În Ucraina, în zona de conflict, au și corespondenții angajați ucrainieni, dar și chinezi sunt în teren. Și transmit de acolo? Adică... Da. Că în România nu prea e nimeni, adică au fost la începutul câțiva acreditări? Au avut de la început. Și care e linia relatărilor? Una extrem de detașată și de un apel permanent de a vedea totul în cadru larg, nu decupat. În sensul că chinezii, și eu spun asta și la nivel diplomatic, la nivel oficial, guvern, situația din Ucraina vizează întreaga Europa, Europa trebuie să dialogueze cu Rusia, Rusia trebuie să respecte integritatea și suverenitatea teritorială. Și aici fac eu o paranteză. Pare un mesaj dublu, dar nu este, pentru că în momentul în care China vorbește de integritate, suveranitate, respect pentru teritoriu, are în vedere Taiwanul. Și în momentul în care încerci să vezi cadrul cât mai larg pe zona asta, înțelegi că mesajul nu se adresează neapărat Rusiei și nu neapărat europenilor. Înțelegi că se adresează americanilor. Am înțeles. Americanii trebuie să-i lase pe europeni să-și rezolve singur propriile probleme. Europa, Comisia Europeană trebuie să se îndrepte la dialog, să revină la dialog cu Rusia. Asta e pe scurt. Dan Tomozei, în perioada 92-2010, 1992-2010, a activat în presa locală și națională din România, unde a fost corespondent, redactor, redactor șef, producător, la Tribuna din Sibiu, Mediafax, ProTV, Jurnalul Național, Dacii Liberi. A fost desemnat mai multe rânduri jurnalistul anului în presa locală și națională, recompensat cu premii și cu burse naționale și europene pentru activitatea jurnalistică. Din octombrie 2010 este expert al secției de limba română Radio China Internațional. Cum ai ajuns în China? Am trimis un CV. Cineva, o foarte bună prietenă, corespondentul Radio România la Sibiu, Carmen Vulcan, care a lucrat în perioada 99-2001 la Beijing, la Radio China Internațional, înțelegând involuția mea profesională cauzată de războaiele pe care le duceam la Sibiu cu administrația din acea perioadă, în primăvara lui 2010 mi-a cerut un CV pe care l-a trimis foștilor ei colegi. Ei aveau nevoie de, hai să spunem, profesioniști în presă. Și am fost avertizat, dă-mi un CV, am privit-o puțin cu sceptic, cu neseriozitate, nu mă interesa, sincer. Mm-hmm. Și aveam războaiele mele și eram atât de mult prins în ele încât nu vedeam decât nebunia presei. Și mi s-a spus, dă-mi CV-ul, dar probabil că va dura câteva luni. Și zic, foarte bine, am scăpat de o grijă. Și în 3 zile a venit răspunsul să mă duc. Și am spus, ăsta a fost răspunsul, unde-i Beijing-ul? Mm-hmm. Am ajuns abia în avion? Asta se întâmpla în martie 2010. Am ajuns abia pe 19 octombrie 2010, pentru că aveam ziarul meu, aveam probleme acasă, cu familia, trebuia să închid foarte multe lucruri. Și de atunci în China. Și de atunci sunt, aici sunt chinez, comunist și mai nou putinist, acolo sunt român. Putinist? De ce? M-am găsit în listele din ultima perioadă. Dar chiar nu te-am auzit vreodată să... Mai ales că... Sunt putinist și în paranteză este scris în una dintre liste cu precădere pe mesaj chinez. A, putinist pentru că mesajul este mesajul chinez. Da, mi se pare. Bine, a fost o perioadă în care ai lucrat la Jurnalul Național și ai putut să scrii despre primarele nostru național, A fost Klaus șansa Werner mea Iohannis. De a arăta atât cât
s-a putut, ce se întâmplă la Sibiu. Și a fost pentru mine Jurnalul Național, dincolo de faptul că reușeam și eram singurul corespondent de presă sau singurul ziarist care scriam ce se întâmplă la Sibiu. La Sibiu mai era Albin Marinescu, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte, asta, că a fost unul dintre... El a fost direct vizat. Albin Marinescu a fost evacuat cu cărți, a fost prima bibliotecă privată din România, înființată după 1990. El n-a fost anunțat când va fi făcut evacuarea și cărți de extremă valoare, vorbind de mii de cărți, au fost aruncate în stradă, în bătaie de joc. El a fost motivat și vizat direct. Ce am făcut, alăturarea mea a fost pentru că am văzut oamenii. Pentru că a scris foarte multe anchete. Eu mi-aduc aminte de... Știu că mi-a trimis și mie la... A murit acum câțiva ani, anul trecut. Anul trecut. Sau un an jumate. Da, Dumnezeu să-l ierte. Da, vremuri grele. Dar apropo de Iohannis, pentru că ai vorbit despre asta și în emisiunea față în față cu Ion Cristoiu. E adevărat, nu cred că e legendă, imaginea aia, am povestea, de fapt, întâmplarea. E adevărat că singura mașină parcată în fața primăriei, acolo în toată aia, era mașina lui Iohannis? Cele patru mașini. A, patru? Au fost patru limuzine succesive. Un Mercedes, un Audi, un BMW, un BMW. Întotdeauna avea o mașină, era singura parcată. Singurul care avea voie cu mașina în Piața Mare. În rest, nu avea nimeni. Și când întrebam de ce, răspunsul a fost standard. Sunt reprezentantul oficial în administrația locală a brandului. Păi asta înseamnă mită. Asta înseamnă... Bun, pe mine nu m-a înșelat nicio secundă că Iohannis o să fie neamțul și așa mai departe. România lucrului bine făcut, pentru că știam foarte multe din anchetele, din materialele pe care le trimiteai, plus povești ale prietenilor de acolo, cum este, știți, mă rog, cât asta de mult, e. Știți cât de mult seamănă presa națională din România ultimilor ani cu presa din Sibiu de acum 10-20 de ani? Este unul la unul. E la fel. Și o să vă fac o paranteză. Colaboram cu dumneavoastră la Jurnalul Național și în Sibiu aveam stația Antena 1, Sibiu. Uh-huh. În campania electorală, fostul Partid Conservator era călcat în picioare pentru că cel care coordona Antena 1 Sibiu era de partea cealaltă. Ah. Anchetele mele niciodată nu erau preluate. Asta înseamnă, vezi, la Jurnalul întotdeauna era libertate pentru că eram eu. A fost. Și nu exagerez cu nimic și nici. Nu mă dau mare că nu e cazul. Da, e incredibil. Totuși, mai un pic și Iohannis își termină cele două mandate. 10 ani, contează mai puțin asta. Hai să ne întoarcem la China, pentru că vreau să aflu cât mai multe și eu, să afle oamenii care ne urmează, bineînțeles, și eu odată cu ei. Apropo de Taiwan, da? Cum stau, care e relatarea, care e povestea pentru cei care știu mai puțin? De ce Taiwanul, de ce e o problemă, de ce întotdeauna când vine vorba despre și conflictul cu din Ucraina, războiul din Ucraina, englezii, auzi, chinezii vorbesc despre respectarea teritoriului și așa mai departe, exact ce spuneai mai devreme. Ar trebui să facem o scurtă istorie. Din perspectivă istorică, insula Taiwan este parte a teritoriului și Imperiului Chinez de la 1689, dacă nu greșesc. Vorbim de sute de ani. Momentul în care, după al doilea război mondial, forțele conduse de Mao Zedong, forțele patriotice, revoluționare, s-au luptat în interiorul Chinei cu forțele naționaliste conduse de Chiang Kai-shek și susținute de americani, britanici, Occident, pentru că au pierdut bătălia internă de control a teritoriului zonei continentale chineze, naționaliștii s-au retras în Taiwan. De ce în Taiwan și nu în altă parte? Pentru că Japonia deținea controlul asupra insulei. A fost o înțelegere americană. Chiar dacă era Chinei. Da. Prin urmare, naționaliștii s-au retras într-un teritoriu al Chinei. Nu s-au retras într-un teritoriu străin. După acel moment, armata americană, pentru care deja controla toată zona Asiei din punct de vedere militar, a intervenit în strâmtoarea Taiwan și a făcut, să-i spunem, o blocadă. Ce se cunoaște din perspectivă istorică și cei care au studiat fenomenul pot confirma, este că zeci de ani după momentul 1 octombrie 1949, când China și Republica Populară Chineză și-a proclamat independența, zeci de ani, la ore fixe,
de pe malul continental spre malul taiwanez, se trăgeau salve de tun doar pentru a avertiza suntem aici. Niciodată Taiwanul nu a fost rupt din teritoriul administrativ al Republicii Populare Chineze, chiar dacă, având sprijin britanic, englez, occidental în general, până în 1972, întreaga China. Vorbim de, la acel moment, vorbeam de 556 de milioane de oameni, era reprezentat de Taiwan, nu de Beijing. În urma discuțiilor intermediate sub o anumită formă și de România, după 72, când în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Beijingul este și Republica Populară Chineză este recunoscută de facto titularul scaunului în cadrul Organizației Națiunilor Unite, abia atunci Taiwanul încet este retras din poziția de control administrativ și de reprezentare asupra întregii Chine. Mai mult, în 72, 79 și, dacă nu greșesc, 81, sunt cele trei comunicate comune, iar argument diplomatic, politic și în relația economică și militară între Statele Unite și China, cele trei comunicate menționează foarte clar titularul asupra întregului teritoriu al Chinei, inclusiv asupra Taiwanului, este Beijingul. Chestiunile astea de notă diplomatică pe care Statele Unite le recunoaște chiar și astăzi, pe care frecvent și aproape obsesiv Beijingul la nivelul Ministerului Chinez de Externe le prezintă în absolut toate momentele de tensiuni, cum a fost anul trecut vizita doamnei Pelosi sau prezența frecventă a fregatelor sau portavioanelor sau navelor de război americane în proximitatea, nu au mai intrat, în proximitatea insulei, n-au mai intrat de foarte mulți ani în strâmtoare. Cele trei comunicate sunt menționate și confirmate de ambele părți, doar că partea americană nu respectă al treilea comunicat, ca o continuare a comunicatului 2, în care se spune negru pe alb, Statele Unite sistează furnizarea de armament pentru Taiwan. Ori, în ultimii ani, Statele Unite furnizează armament undeva însumat la câteva zeci de miliarde de dolari Taiwanului. Ce populație are Taiwanul? Undeva la 28, dacă nu greșesc, 28-30 de milioane de locuitori. Cât o țară.